Nu am găsit niciun motiv, nu s-a adus niciun un argument care să justifice schimbarea practicii Curții Constituționale în domeniu. Avem o practică vastă în această privință. Dintotdeauna Curtea a spus că este rolul Parlamentului să stabilească legea electorală, modalitățile și semnături, fără semnături. De altfel și Comisia de la Veneția spune că nu este nicio problemă, nu se încalcă legile, nu se încalcă dreptul de a alege sau de a fi ales prin faptul că se condiționează de existența unor semnături. Iar pe articolul 101 s-a respins ca inadmisibil pentru că acest articol nu are legătură cu cauza dedusă judecății. Adică, ne referim la cel adică cu un tur sau două tururi? Da, alegerile într-un tur sau două tururi. Nu. În acest dosar se judecă posibilitatea autorului excepției de a candida sau nu în funcție de semnăturile pe care trebuia să le depună. Deci nu se judecă legea electorală în ansamblu ei. Dar mai este ca să fie clar pentru toată lumea. Eu cred că e foarte clar pentru toată lumea. Pentru voi nu e clar. Alegerile sunt într-un singur tur pe 5 iunie. Din punctul nostru de vedere, da. Dar Curtea Constituțională urmează să se pronunțe? Nu, Curtea Constituțională tocmai s-a pronunțat astăzi. Nu cred că mâine vom schimba. Mai avem încă 30 de dosare până astăzi venite cam pe același, cu același obiect, dar sigur nu vom schimba practica de azi până mâine. Ok. La revedere. Deci a fost luată la